Salut băieți și bine v-am regăsit la un nou episod, fraților. Vreau să vă spun că începem o nouă serie. Facem o serie cu de-asta, frate, bine, să vede invers, dar înțelegeți voi care e treaba. Sunt aici cu sorul meu. Bună. Ok, haideți să vă spun despre ce e vorba. Bun. Vreau să fac o serie din asta cu Amnam. O să iau o persoană diferită, de exemplu astăzi e sorul meu, într-un loc diferit. Astăzi cu sorul meu o să fac în casă, la mine unde fac live-uri, videoclipul ăsta cu Amnam cu întrebări retardate, frate. Și o să le iau, de exemplu, pe șobolanul data viitoare și să o facem pe o bancă în parc, Amnam, iar cu întrebări retardate sau mașină. Și data viitoare, după ce fac șobolanul cu altă persoană, înțelegeți voi care e ideea, fraților. Dacă vă place această idee și vreți să facem în continuare această serie, nu uitați să rupeți butonul de like acolo, să facem mai multe like-uri, să facem și noi 15 like-uri la acest video, ar fi super, super, super forță dacă mai vreți episoade de genul. Nu uitați să dați un share să ne vadă că mai multă lume nouă. Nu uitați să dați pe subscribe și pe clopoțelul cei care sunteți noi, da? Să vă prind notificările când postăm pe acest canal. Nu uitați să dați un comentariu, să vă spuneți părerea despre această serie. Eu am fost cool, fraților, și hai să începem. Bun, avem așa. Eu am selectat aici 10 întrebări plus încă două, frate. Ultimele două care sunt extra, da? Care sunt extra și sunt alea, cele mai retardate. Ok, și avem așa, prima întrebare, frate. Scuzați-mi freza, dar n-am ce să-i fac, că te-ați mos mătun și mi-a fost greu și lene și alea, înțelegeți voi. Ok, prima întrebare. Ai furat vreodată bani de la măta? Ia să vedem. Ai furat vreodată bani de la mama? N-am? Wow! Ce tragedie! Eu am! Și vă spun, am furat 5 lei că nu vrea să-mi dea de pufuleț. Bun, întrebarea numărul 2. Ai mâncat ceva stricat de milă să nu-l arunci? N-am, bă, dar asta e sfântă, mă, n-am văzut așa ceva. Ce ai, mă, băiatule? Eu am mâncat, bă, că mi-a fost milă, mă, dar nu era chiar așa stricat, era un pic, dar nu. Mergea, știi? Jos, mergea, stricat? Stricat? Nu căzut pe jos, păi tăcum. Nu, stricat. Bun. Întrebarea numărul 3. Ai băut alcool înainte de 18 ani? Aici am... Mamă, nu mai e sfântă, băieți, nu mai e sfântă. Și am băut, recunosc că am băut, nu mult, nici acum nu beau, dar am băut. Stați că acum stă să descifreze. Da, să stau să-mi descifrez scrisul, că nu mai știu ce am scris aici, frate. 4, dacă am numărat eu bine. A făcut vreodată baie în piscină îmbrăcat sau îmbrăcată? N-am. Da, nicio. Când am fost îmbrăcat, frate, sau am fost în pantalon scurtulețul, pantalon scurtuleanu. Da. Băi, totul nu stă freza asta, bă, și mă enervează, că eu sunt urât, bă. Trebuie să mă smătun, bă, v-am mai zis că trebuie să mă smătun de azi. Bun. 5. Ai fost lovit sau lovită vreodată de mașină? N-am. Băi, asta e să mă gândesc așa. Nici nu vrei? Bă, eu vreau să mă lovesc unul, să-mi dai și mie niște bani ceva, să fac și eu rost de niște bani. Bă, nici eu n-am fost, dar... Bă, stai un pic, să pune dacă m-a lovit altul cu mașina? Nu. Gen, a dat în mașina mea? Pentru că trebuie să te lovească din plin, adică, de exemplu, când ești pe trecerea de pieton sau... Păi nu, dacă te-a lovit vreodată, nu din plin sau... Dacă te-a lovit vreodată mașina, dar nu m-a lovit pe mine, dar mi-a lovit mașina. Te-a lovit mașina, dar nu te-a lovit pe tine. Bine, mă, hai, hai, nu pe mine. Deci întrebarea se refera la mine. Deci pe mine nu m-a lovit, m-a lovit mașina. Ok. 6. Ai donat vreodată sânge? N-am. N-ai donat niciodată sânge? Nu. Eu, mie mi-au luat, dar n-am donat, frate. Bam, bam, n-am. I-au acoperit fața aici la, așa. Bă, vedeți voi că se vede invers, dar n-am ce să-i fac, frate, că n-am ce să fac la cameră, nu pot să o fac invers. Cel puțin nu știu deocamdată. Întrebarea... Numărul 7, frate. Ai simțit vreodată atracție de o persoană de același sex? Hai să o vedem. Hai, retardată roată. N-am. N-ai? N-am. Mă, cum nu? Nu, nicio, n-am, frate, n-am. Bun, întrebarea numărul 8. Ai uitat numele persoanei? Ai uitat vreodată numele persoanei cu care te-ai pupat? Sărutat, slash? N-am. Bă. Întotdeauna am știut numele persoanelor cu care m-am sărutat sau... Eu uit mereu.
Mi se pare asta chiar ciudată. E ciudată, nu? Da. Nu să uiți numele persoanei cu care te-ai pupat. Nu uit multe chestii. Da. Eu uit multe chestii. El e scurt, nu face prea multe. El e scurt, nu face prea multe, exact, exact. Întrebarea numărul 9. Bam, bam, bam. Ai fost vreodată dat afară dintr-un bar, magazin sau club? N-am. N-am? Nu. Nu? Niciodată? Nu. Bă, pe mine era să mă dea, dar nu m-a dat. Tocmai al arteri când am vrut să filmez în supermarket. În supermarket. A venit tatia aia, n-ai voie să filmezi? A portat așa după raf, n-ai voie să filmezi? Bine, tanti, bine. Dar oricum n-am fost dat afară niciodată. Scrie man. Scrie man acolo sau mah. Invers. Dar zice n-am aici, frate, n-am. E n-am, fraților. Ok. Și întrebarea numărul 10. Ai mâncat vreodată carnea unui animal ucis de tine? N-am, pentru că sunt fată și nu ucid animale. Bun. Eu te-aș ucide pe tine. Nu. Nu, stai, am arătat greșit, frate. El are pentru că tu, cum să zic, tu te-ai găini? Am tăiat găină, am mâncat-o. Și am mâncat găină. Am tăiat porumbelul, am mâncat. Am tăiat, ce am mai tăiat? Nu știu, iepure. Atâta, iepure am mai tăiat. No, nu, nu l-am tăiat iepure, nu. Iepure, nu. Nu, am mâncat doar iepure, am tăiat doar găină, gâscă, chestii de-astea, rațe. Mă punea mama când era mic să le tai. Că ne-avea cine, că nu era tata aia acasă. Ok. Și avem acum, fraților, țineți-vă bine că vin întrebările extra. Avem ca bonus la sfârșit, avem două întrebări extra care sunt cele mai retardate pe care le-am selectat eu, da, dintre toate. 10 întrebări normale și două care sunt extra, care sunt super retardate, frate. Și începem cu prima întrebare extra, care e super retardată, să te văd acum. Încerc să mă pregătesc. Fiți antenă. Ding, 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 ding. Ai tras vreodată vreo beșină și ai învinovățit pe altcineva? Că a tras beșina aia. Nu, n-am făcut niciodată treaba asta. Eu am făcut. Chiar cu ea am făcut. Hai că da. Cum n-ai făcut niciodată așa? N-am făcut da niciodată. Dar sincer, ce mare nu, chestie. Nu, n-am făcut niciodată. Uite, beșit, ai dat vina pe altcineva că s-a beșit altcineva? Nu. Niciodată. Uite, bă, ăsta e sfântă, bă, n-am văzut așa ceva, bă, băiatule. E sfântă, bă, băiatule. Bun, și a doua întrebare extra. Super retardată. Ai făcut vreodată pe tine? Asta am, pentru că cred că toată lumea a făcut pe el atunci când eram mici, adică vreodată. Nu vorbim de când eram mici. Vorbim acum, mari, să zicem de la 5 ani în sus. Mari? Nu, îți dai seama, nu, n-am făcut niciodată. Dar când eram mici, cred că toată lumea a făcut așa. Dar că... niciodată nu ți-ai un pic așa, un piculeț, un piculeț. Nu. Bă, eu recunosc, sunt sincer, da. Da. Nu. Da, da, nu vă spun cum, dar vă spun că da, fraților. Bă, fraților, cam ăsta a fost videoclipul. Vă mulțumesc frumos că ne-ați vizionat. Eu sper că v-a plăcut, eu sper că v-am făcut să râdeți, eu sper că v-am făcut fericiți. Nu uitați, fraților, cum am zis și mai devreme, și intro și când zic peste tot, întotdeauna mă ajută un like, frate. Hai să faceți și noi 15 like-uri la acest videoclip, ar fi bombă, bombă, bombă. Dați pe butonul ăla de like acolo să faceți și noi cu mai multe like-uri. Cum am zis, cel puțin 15 ar fi super, super forță. Nu uitați să dați un share să ne vadă că mai multe lume nouă. Cu ocazia asta ne mai vedeți pe noi lume nouă. Mai dă un subscribe acolo, un clopoțel, o treabă, oaia. Mai dă un like, știi? Și cum am zis, subscribe și clopoțel ca să primiți notificări la acest canal. Să primiți notificări de la acest canal când postez ceva pe acest canal. Nu uitați să dați un com să îmi spuneți care e părerea voastră despre ideea mea, despre această serie. Eu am fost cu fraților, ea a fost Fabi. Vă pupăm, vă salutăm și ne revedem la următorul videoclip. Pa, 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 pa.